Vocea Basarabiei, Valentina Ursul. Suntem aici pe o plantație de leventică. Astăzi vorbim despre cum se dezvoltă afacerile în Republica Moldova. E prietenos mediul de afaceri pentru cei care vor să inițieze business? Da, e prietenos și mă bucur că și la Nord au început proiectele și au început a planta plante aromatice, etero-uleioase. Fac și eu parte, sunt beneficiar din proiectul GAL. Acum, primăvara, am plantat 30 de ardele de lăvențică și 10 de minte în grădina casei părintești, unde mă gândesc după pensionare să mă ocup cu turismul rural, agrar, să servesc cu ceaiuri aromatice din plantele care le-am sădit. Are perspectiva? Are perspectivă, fiecare persoană la sat poate să ocupe cu turismul. Că fiecare are case mari, frumoase, pur și simplu trebuie lumea ajutată să participe în proiecte, să primească un mic grant, ajutor ca să renoveze. De pildă, în satul Zăbriceni avem canalizare, apă, gaz. Eu de acum am conectat casa, așa că sunt mulțumită. Dar cum să înțelegem? Unii agricultori sunt mulțumiți și alții nemulțumiți pentru că ne amintim de proaspetele proteste ale fermierilor. Aproape două săptămâni au venit cu tehnica agricolă acolo în centrul Chișinăului și au promis că ar putea să revină și de la 1 august dacă revendicările nu sunt îndeplinite de cei de la putere. Eu socot că n-ar trebui să facă proteste, dar să se rezolve problemele pe cale pașnică prin negocieri și să nu destabilizeze țara cât de bea s-o stabilizat țin și să mergem înainte. Și protestele le fac liderii cei mari, lasă-mă ierte, dar îs cu jeepurile cele mai scumpe și nu stă frumos din partea lor să meargă la proteste, pentru că ei au fost acei care au preluat de la colhozuri și cota valorică și terenurile și toate depozitele. Și ei n-au început de la zero și ei trebuie să aibă și puțină răbdare. Și subvențiile tot lor li s-au dat, nu li s-au dat la cei cu hectar, dar li s-au dat lor, că ei au arendat pământul de la oameni și pot să zic, spinarea lor au primit subvențiile. Și eu aș cere de la, am cerut odată, a doua oară, a treia oară, cred că o să mă implic. Eu pentru raionul Iedineț o să mă implic și o să scot lista de subvenționare a acestor lideri care participă la proteste cu sliuță. De ce adică eu o spun? Au subvenții mari? Au subvenții mari. De ce eu o spun? Pentru că eu am luptat cu trup și suflet pentru schimbările este de astăzi. Nu am primit nicio copeică de la nimeni pentru campaniile electorale și n-am luptat numai pentru mine, dar și pentru multe familii ca mine și pentru alți copii și pentru nepoții noștri, să trăim mai bine. Și eu socot că nu trebuie de mers pe, dacă partidul Slusar și acolo nu le convine ceva, nu trebuie de mers la proteste, de ajuns Pșor au făcut proteste. Domnul Slusar zice că nu trebuie politizate protestele. El le-a politizat, el anume le-a politizat în folosul lui și în folosul la cei care au furat. Eu le-o spun direct. De ce când aveți această convingere? De atât că Ministerul Agriculturii, eu știu cum s-au ales liderii care au primit subvenții și au primit subvenții mari. Pur și simplu trebuie transparență de făcut să vadă lumea care o primit și cât o primit. Și atunci n-au să fie proteste. Că țăranul care a dat pământul o să vadă ce a primit. Da, ele sunt puține poate. Dar ele, subvențiile astea, din impozitele la toți, de unde ei vor să las și ei să plătească toate impozitele. Să nu ascundă hectarele, să nu ascundă roada, să nu ascundă nimic. Ce să fie? Atunci eu aș fi de acord.
Haideți să vorbim și despre drumul corect pe care trebuie să se îndrepte Republica Moldova. Care e această direcție pe care își doresc cetățenii? Direcția Republicii Moldova este numai în Uniunea Europeană. Se vede cât de mult se lucrează pentru exportul producției noastre. Anul acesta cireșii s-au exportat într-o cantitate destul de mare. Se exporte și acelalte produse agricole. Se duc tratative, se încheie contracte. Nu se poate de zis că domnul ministru agriculturii stă degeaba. Piață de desfacere. El tot timpul caută și numai dumnealui și guvernul și parlamentul caută piață de desfacere, caută căi unde să fie dată producția noastră și ca oamenii noștri să primească salarii mai bune, pensii mai bune, condiții mai bune, dar pentru asta toți trebuie să muncim, nu numai unul, doi să muncească, dar toți vrem să trăim ca în Europa, vrem în Europa, atunci trebuie să muncim ca în Europa și trebuie să respectăm ca în Europa. Dar nu, a venit din Europa, gata, la Moldova se poate scuipat, se poate aruncat, se poate ce. Dar aveți certitudine că Moldova în 7 ani va fi pregătită să adere la UE? Eu da, sper. Adunarea națională a arătat acum, la 21 mai, că lumea este pregătită. Și au ieșit la această adunare o lume inteligentă, cultă. Și eu sper că noi mergem spre un drum bun. Dar relațiile cu Rusia, cum ar trebui să fie comerciale, economice, culturale, dar nu cu dictatură, și propagandă și minciună. Ar trebui să fie așa relații. Rusia și-ar dori un dialog pe picior de egalitate cu Republica Moldova? Nu, cam greu, dar n-are încotro. N-au încotro. Care vă sunt fricile cele mai mari? Fricile cele mai mari. Aș vrea să mă duc la Baștină în Rusia, dar mă tem. Dar unde mai este Baștină? Baștina mea, a părinților șabuneilor, e regiunea Saratov, dar unde eu m-am născut e Krasnoiarsk. Și chiar a fost planificat, dar s-a început războiul și mă tem. Și am mai vorbit contra războiului și de-am matică sluată la Cartea Neagră. Și mă tem ce se face acolo, mă tem. Ca cât să mă pornesc. E bine să aibă cetățeanul ca să spună ceea ce gândește. Eu de pildă spun ceea ce gândesc, fie ce o fie, dar dispus spun ce gândesc. Pentru că în viață pe multe am trecut și anume asta și m-a dat curajul vieții. Da. Și ce vă doriți cel mai mult? Îmi doresc cel mai mult, că îmi doresc ca toți cetățenii Republicii Moldova să sădească mai multe flori, să planteze lavande, plante aromatice, mai ales că la nord e acum, dar la noi în țară au fost, uzine au fost plantații de lavandă, au fost totul. Trebuie specialiști ca totul să fie prelucrată materia. Da, trebuie specialiști. Și trebuie ca la Universitatea Tehnică, măcar la Facultatea de Agronomie, acolo să fie o grupă ca să pregătească specialiști anume în plante etero-ulioase, ca să putem face și o uzină de prelucrare a materiei prime, să vindem uleiurile. Atunci țara va avea un beneficiu foarte mare. Dar așa să dăm numai materia primă, asta e... Cineva se folosește... Brațe de muncă sunt? Dacă o să vrem, o să găsim și brațe de muncă. Au să întoarcă înapoi lumea de psihotare, că eu sper ca să fie salariați foarte bine și n-a să fie rostul ca să ducă să doarmă pe pernă străină și a să doarmă pierna acasă și o să aibă un trai decent. Dar un salariu bun, cam cât credeți dumneavoastră? Că... 15-20 de mii. Ca să, poți, ca să te poți descurca aici, descurca. Da, da, ca să te poți descurca. Asta e, nu e nici maximă, nu e nici minimă. E așa, mijlocie. Pentru prețurile de azi, așa. Da. Mulțumim pentru discuție. O zi frumoasă în continuare.